Noul lider al Federației Univers, Ion Rușeț, îi acuză pe foștii săi colegi de la FNME de neînceperea negocierilor actului adițional la contractul colectiv de muncă al minerilor și energeticienilor din cadrul CEO. Acesta a declarat că el a solicitat începerea negocierilor, dar procesul nu s-a derulat pentru că celelalte federații semnatare nu au reprezentativitate. Problema negocierii actului adițional o avem în vedere, deci o avem în vedere, sigur, alături de partenerii noștri de negocieri. Și când vorbesc parteneri, vorbesc de toate federațiile semnatare ale contractului colectiv de muncă 2013-2014, care sunt partenerii noștri de negocieri. Aici sunt probleme pe care colegii noștri trebuie să le rezolve, atât foștii mei colegi din Federația Națională Mine-Energie, cât și Sindicatul Național Petrom, chestiuni nu mai au unii nici lideri pe care se reprezinte. De cealaltă parte, liderii FNME susțin că în baza unei hotărâri judecătorești pot oricând să reprezinte interesele salariaților CEO. Reprezentativitatea se demonstrează prin hotărâri judecătorești. Federația Națională Mine-Energie are reprezentativitate, la fel cum au și celelalte trei federații de care suntem ca și semnatări ai contractului colectiv de muncă, reprezentativitatea luată la Tribunalul București, cum se ia de către federații. Pentru că federațiile la Tribunalul București se înregistrează. Înțelegeți? Conform domnului Rușeț, doar Universul are reprezentativitate. Să manipuleze opinia publică. Reprezentanții FNME au solicitat în nenumărate rânduri începerea negocierilor actului adițional, însă de fiecare dată s-au lovit de probleme ridicate de administrația CEO.